Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, revenim cu un nou vlog să clarificăm puțin situația cu Iancu Jeanu de la Strehaia. Îl știți pe Iancu Jeanu, este tatăl lui Măgăruș Sconsu, care a fugit cu Lizuca și nu mai face să râd camera mamii. N-am vrut să te fac să râzi, dar era reclama aia care era la radio, mai știi? L-am ascultat mai devreme, nu? Da. Cum ea? Cum spunea? Nu mai știu. Am uitat. Cum era? Ceva cu miros. Da, da, nu mai știu nimic. O să o caut, o să vă postez. Deci așa, prieteni, ați văzut și eu situația cu Jeanu, a supărat-o rău și pe mama, și pe mine. Toți acum, prieteni, că v-am zis. Pe toți care i-am ajutat să-și facă canale, încep și vorbesc toate baldivernele, nu mai țin cont de nimic, fraților. Toate tâmpenile, tot ce le vine la gură, așa, vorbe fără niciun sens. Vorbesc și ei că sunt vlogger toți și aiure așa. A vorbit ce a vorbit acolo, niște aiureli, fără sens, după aia zi, i-am dat jos clipurile acelea și după aia ieri a sunat la patroana toată noaptea, el cu Maria, că să le fac alea înapoi la YouTube, că au vorbit și ei, că nu și-a dat seama, că eu nu înțeleg mai prieteni, cum să nu mai ții cont. Eu acum dacă vorbesc și vorbesc de tot felul de prostii, de baliverne și nu mai îmi dau seama, cum e? Eu de ce n-am vorbit de nimeni? Dar tot am zis, măi prieteni, să fim buni, să iertăm, dar i-am iertat până peste limită pe toți. Pe bune acum. Adică ei veneau la mine în curte, se rugau de mine să le fac și lor canal, să ia și ce ia acolo, să-și facă vloguri cu mâncare, cu asta, cu ce fac ei de zi cu zi, să-i ajut, le-am făcut, i-am ajutat și după aia, cum v-am mai zis, au început să vorbească de noi, toți. Poate că nu mai au subiecte și acum ce au zis, hai să vorbim de... Păi n-au cum, cum i-am ajutat, pot să-i și calmez. Păi da, și ei calmat, nu? Înțelegi? Ei calmat? Păi i-am calmat. Puțin, nu în totalitate. Dacă te mai supără puțin, da. Ce ai de gând să faci? Păi ce am de gând să fac? Le-am mai zis. Că la toți care le-am făcut canalele eu personal, că eu, că conturile lor sunt filialele contului meu, adică eu sunt contul mamă, v-am mai zis, să-mi spuneți mămică de acum. Deci ca o caracatiță. Da. Și pot să-mi închid canalele. Adică canalele sunt proprietatea mea și doar filmez pe ele. Înțelegeți? Asta e... Asta e următorul pas. De autor pe postări. Asta e următorul pas dacă mai se fac greșeli de genul? Da. De sincer, acum m-am săturat, prieteni. Toată lumea... De ce, frate, nu filmezi treaba ta? Pentru că noi filmăm noi treburile noastre. Fă, frate, o mâncare, fă un ceaun, un grătar, sparge un lemn, nu știu, și filmează-te. Sau ce fac ei pe acolo, înțelegeți? Au abonați, acum pot să facă... Au abonați, sau toate alea, înțelegeți? Da. Acum, dacă faci un vlog și vorbești de mine și faci 20.000 de vizualizări și 100 de euro, te îmbogățești? După aia rămâi fără canal. Păi da. Sau nu te gândești că noi te-am ajutat și nu vorbesc doar la Jeanu, la toată lumea. Am ținut cont, după ce a făcut Măgaru, că e fiisul, am ținut cont, am zis, bă, lasă, Maria e sora lui bunică meu, e de-a noastră, sunt necăjiți, n-are de ce să ne certăm cu ei, pentru că sunt ai noștri, pentru greșeala care a făcut-o Măgaru. Am zis, bă, nu știau ei ce s-a întâmplat acolo și acum nu putem să-i condamnăm pe toți pentru ceea ce a făcut Măgar. Păi da. Dar uitați și voi că toată lumea este perversă, cum am mai zis. De la cel mai mic până la cel mai mare. Trebuie dacă mă sun cineva să-mi spui. Nu, dar tu ar trebui să închizi un canal ca să fie o lecție pentru toți. Da, ca să vadă unul să se calmeze. Da. Păi asta voi face următorul pas. Să o ia de la capăt, dar eu nu zic de Jeanu, zic așa în general, știi? O să pun pe Cristi Marin să aleagă trage o persoană. Păi nu, care a vorbit cel mai aiurea despre voi. Da. Ăla trebuie scos, știi? Pe bune acum. Eu dacă vrei, eu zic îl care persoană. Și pe Gogola în această urmă. Asta am vrut să zic. Dacă vrei, și pe el în această urmă. Dacă vrei, la tragere. Dacă vrei să încercăm, primul cu Bolovan. Da, putem. Păi da. Și cu asta, prieten, că și Gogolan a luat o razna. Deci s-a dovedit că și Gogolan este la fel ca cei din șatră. Probabil este mai rău, cine știe. Deci toată lumea este mielul și el cât îl ajuți. După fals, aia... fals, Aline, fals. Fals, fals. Toți sunt niște falși. Mi-a zis că s-a dus pe la toată lumea să culeagă abonați, chestii, păi da. Eu de astăzi nu mai ajut pe nimeni decât cine merită. Adică cine merită
Clar. Numai așa, una cu două gata. Ei, vin și pleacă, vezi? Da. Îi văd interesul, păi bun. La revedere. În situația în care măgarul a fugit cu lumina, Gianu acum o lună a venit la mine, m-a terorizat cu telefonul să-l ajut să scoată banii de pe YouTube. L-am ajutat să scoată banii de pe YouTube. Vezi? Mai meritau? Nu meritau. Sincer? Păi nu. Dacă era altul în locul meu, mi-ai ajuta? Mi-ai mai băgat seama. Păi vezi? Ai și tu dreptate, Aline. Nu e bine. Tot am zis că o termin cu toți, dar de data asta gata, prieten, chiar s-a terminat. Având în vedere la câte probleme ai tu, alte probleme mai mari decât astea, le mai ai și pe astea. Da. Pe cap. Și asta îi rog pe toți, de acum, pentru ultima oară, le-am mai zis de mai multe ori, i-am mai rugat, să nu mai pomenească numele noastre, să nu mai vorbească nimic de noi, legat de noi, să nu mai facă subiecte pe tema noastră, să-și vadă de treaba lor. Cum a mai vorbit cineva de noi? Reacționez. Da. Păi da. Sincer, acum, deci chiar nu se mai poate. Trebuie să fii rău, au depășit orice limită, măi. Păi da, trebuie să fii rău de acum încolo, păi da. Trebuie să fii rău de acum încolo. Da, orice limită, uite, na. Dar așa suntem noi, prieteni, nu vezi de la Dumnezeu, că nu putem să ținem supărare și dușmănie cu nimeni, oricât de rău ne-ar face, nu putem să sunt aici. Și de ei, că au o situație... Da, mă, frate, dar sunt unele persoane care nu merită milă. Păi nu uite, dacă vezi în stradă acolo, într-un șanț, merită să ne mai dai un picior. Sincer. Da, știu ce zici. Pe bune. N-ai cum. Toată lumea, mă refer dintre ăștia care au contat cu noi, cu Seatra, cu canalele, chiar au depășit toate limitele. Au exagerat, spun eu. Au exagerat maxim. Păi da. Maxim, maxim. Așa ceva n-au văzut. I-au nebunit banii, nu știu ce s-a întâmplat. Păi și e vorba de bani aici, îți dai seama că n-a. Păi, prieteni, v-am zis, dacă era vorba de bani la noi, vă dai seama că postăm, v-am zis 100.000 de ori, că facem filmulețe în fiecare zi, că luăm bani din astea și ca să luăm bani. Dar dacă era vorba să fim disperați să facem bani mulți, inventam la subiecte și la vloguri de sărea YouTube în sus. Așa e. Și făceam 10.000 de dolari pe lună. La câte exclusivități trăia să spui tu până acum, și n-am tăcut din gură, să tot, să-i fac praf, să-i fac lui ăla, să vorbesc de ăla. Păi da. Să-i înjur, să urlu, să nu știu ce. Și era audiență din casa la bani. Păi da. Dar n-am vorbit de nimeni, n-am inventat niciun subiect. Nici măcar între noi ăștia care suntem, puteam să inventăm subiecte, da, între să noi, ceva, să, da, să facem ceva, nu neapărat de scandal, ceva inventat ca să fie vizualizat, dar n-am făcut. După cum ați văzut, fiecare dintre noi și-a filmat vlogul lui, vloguri serioase. Da. Hai că mai glumim, că nu știu ce, că da, cu ringul, cu asta, dar totuși. Si? Dar totuși, mă, frate, chiar depășesc orice limită, Cristi. Păi da. Cristi are dreptate. Pe Cristi o să-l numesc reprezentantul meu de astăzi, ca să zic. Aline, hai că mă bucur să aud. Să fii cu ochii pe ei, te pun supervisor de la. Da? Să analizezi toate canalele. Păi da, eu o să mă uit. Unde vezi ceva? Hop. Ai văzut că eu primesc comentarii, îți dau ție, ai observat? Da. Hop pe ei. Păi da, eu când primesc deci, ceva... Deci aveți grijă că Cristi vă mănâncă de acum încolo. Îi mănâncă așa frumos, adică, na, da, Cristi la, e cu ochii la desert, pe voi. Doar la desert, așa. Cristi e cu ochii pe voi. Păi da. Ca pe butelie. Da. Și m-am gândit, nu o să le închid canalele alea care sunt ale mele, de fapt. O să... Le administrez? O să ți le dau ție. Da? Da. Bine, Aline. Pe bune. Da, ok. Eu sunt de acord cu tine. Nu? Da, de ce nu? Așa o să facem. Pentru că, na, nu se mai poate altfel. Da, băi, prieten, și astăzi am stat puțin așa relax. Avem am avut puțin minute. Treabă de dimineață. Am luat micul dejun cu patroana, am făcut picnic în parc. A fost frumos, ai văzut că au venit copiii. Chiar a fost. Da, da, da. Am mâncat, am băut o bere. Și acum am mai stat aici pe la apartament, pe la patroana, pe la bloc, e foarte frumos. A fost și cald astăzi. Da, crezi că ești în Las Vegas, cu ai în spate așa, da, ceva frumos. Da. Și am stat relax așa azi. Chiar a fost frumos. Mâine azi e, cum ți-o patroana, Wikis? Nu știu. Wikis, cum ești ea? Bă, da, păi mâine e ziua ta. De ce? Sfântul Gheorghe? Cu Gheorghe, da. O... Nu e așa și patroana. Păi e sau nu e? Păi nu e numele meu Gheorghe. A, păi atunci de ce zice? Eu crezi că te cheamă și Gheorghe. Patroana... Nu? A, atunci nu e. Patroana numai și e așa că e azi Sfântul Gheorghe. Păi s-a dus eu la biserică, hai la biserică că e Sfântul Gheorghe azi. Dar asta noi putem, altă... putem să sărbătorim ca și, ca și mai problemă, fi ziua ta. Da, putem. Păi da. Dar ce e azi? Azi e vineri. E o sărbătoare, mă. A, o sărbătoare? Nu știu. Nu m-am uitat în calendar. Să ne da, uităm. Este izvorul tămăduirii, ceva de genul. Nu știu, tu ești cu biserica cu asta. Da. Avem 10 minute. Așa avem... că, fraților, ce să mai zic?
avem și pe John acolo și pe Mihaela, sunt în parc. Da, se filmăm și pe am ei. Vrut să vă zic câteva cuvinte despre Jianu și să mai menționez încă o dată că Jianu balivernează și vorbește prostii despre ursul, niște chestii neadevărate și aia că a vorbit ursul, că nu știu ce. Ursul, de când a fugit lumina, în zilele alea primele a întrebat și ce s-a întâmplat, în rest, cel puțin pe mine sau pe Mihaela, nici n-a pomenit numele lui Lumina. Nu ne-a spus nimic, nu ne-a întrebat, nu nimic. Înțelegeți? Jianu, chiar eu zic acum când faceți câte un vlog să vă controlați vorbele. Să nu mai luați așa razna, că nu are niciun sens. Și o ardeți cu cine nu trebuie, sincer. Cu cei care v-au dat o pâine, cum ar veni așa, că asta e realitatea, v-am mai zis. Și nu doar acum cu YouTube-ul, ci mereu. Înțelegeți? Așa că, prieteni, închidem acest subiect aici, revenim mai târziu cu alte subiecte. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi, vă dorim o zi minunată și vă pupăm!